Academia Română, prin secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Institutul de Istoria Artei George Oprescu, a organizat, la începutul lunii iunie, conferința omagială Gheorghe Petrașcu 150, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea pictorului. Cu această ocazie, Biblioteca Academiei Române a vernisat în sala Teodor Paladi expoziția dedicată operei artistului. În cele 50 de guașe și desene, publicul a putut surprinde un ritm propriu al pictorului, care dă măsura detaliilor din naturile moarte și din formele distincte ale peisajelor. Gheorghe Petrașcu, personalitate de referință a artei românești, a participat la expozițiile saloanelor oficiale românești de la Barcelona, Paris, Veneția, Zürich, impresionând prin forța expresivității din peisaje și prin cromatica ce susține un tip de concretețe a realului. Gheorghe Petrașcu este ales membru al Academiei Române în adunarea generală desfășurată între 26 și 28 mai 1936. Sunt 150 de ani de la naștere, sunt 86 de ani de când Gheorghe Petrașcu devenea direct membru titular al Academiei, într-o secție foarte prestigioasă, care era atunci secția literară. Era coleg cu Blaga, era coleg cu George Enescu, era coleg cu arhitectul Petre Antonescu. Era și, practic, al doilea artist care intra din sfera plasticului, a artelor vizuale, care intra în Academie după 1899, când Nicolae Grigorescu fusese ales membru al ilustrului For. Și este primul care, dintre academicieni artiști, care a ținut un discurs de recepție. La 22 mai 1937, o privire asupra artelor plastice, asupra picturii românești, și cu acel prilej Petrașcu a anunțat că dăruiește Academiei un tablou al său, care, adaugă Petrașcu, trebuia să deschidă seria unei galerii de picturi și de sculpturi a Academiei Române, bineînțeles, așa cum se întâmplă pe malurile Dâmboviței. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Nici astăzi nu avem o asemenea galerie. Vă amintesc numai că în 1900, prin expoziția sa de la Ateneu, și se impunea atenției prin condeiul lui Tudor Arghezi și a unui mare arhitect, al lui Ion Mincu, amândoi observaseră lucruri esențiale în pictura tânărului. Și tot ce știți, Turtucaia, Târgoviște, Balcic, Câmpul Lung, Veneția, Toledo, șirul acesta de peisaje. El, într-un fel, pentru mine, el intră în constelația, o constelație care îi iubesc cu totul special, și care este constelația marilor arhitecți interbelici, de la Creangă la Doicescu, de la Geme Cantacuzino la Petre Antonescu. Am găsit, printre însemnările mele, ceea ce cele câteva cuvinte spuse de un mare sensibil, de Țuculescu, în 1945, despre Petrașcu. Și mi se par absolut remarcabile. Spunea Țuculescu, Petrașcu, acest romantic înlănțuit, nu este decât misticul zugraf de icoane al Orientului, care a învățat limbajul cezanian al picturii.
zugravul din Orient și Cézanne, mi se pare că este o apropiere foarte inteligentă, foarte sensibilă și sub acest semn ne amintim odată mai mult de marele nostru înaintaș și la secția de arte a Academiei. Iurie Petrașcu a reprezentat un vârf al creativității plastice interbelice, un om care a făcut legătura între vechii maestri și mă refer aici în mod special la secolul de aur al picturii olandeze cu acele naturi statice în care materialitatea era impecabil redată și genul național cu peisaj rural, cu peisajul marin care era o noutate și el este unul dintre cei care a practicat marina, fiind un stâlp al coloniei de la malul mării. Gheorghe Petrașcu era un împătimit al culorii, al pastei, al modeleului în culoare, care a creat un stil, nu pot să spun neapărat o școală, dar a fost urmat de alții care i-au practicat genul. Cu o perfectă cunoaștere a spațiului rural și cu o bună stăpânire a desenului, a perspectivei, el a lăsat niște peisaje de neuitat și a reușit să perpetueze acest spirit al ruralului românesc pentru întregul secol 20, urmând, practic, exemplul peisagiștilor din secolul al XIX-lea, începând chiar cu Aman, nu mai vorbim de Grigorescu și de Artur Verona și ceilalți. Petrașcu provine dintr-o veche familie de podgoreni moldoveni. El este un bonom jovial, un sensual sănătos, un artist al materiei înainte de orice. Deși are o orientare realistă, Petrașcu nu este un descriptiv, un ilustrator. El subordonează realitatea unei viziuni proprii și o constrânge să se subordoneze ritmicii sale interioare, recompunând-o în imagini care îi relevă personalitatea și dialogul dintre lume și el. Pictura, ca și desenul lui, nu sunt o notație spontană, ci sunt elaborate. El urmărește să reliefeze formele, să creeze un ritm între plinuri și goluri, astfel că, prin dinamica liniilor, dă o semnificație specială imaginii. Spre deosebire de pictură și desen, gravura nu a fost pentru artist o preocupare constantă. Își începe episodul inciziilor pe placă în 1918, când prietenul său, Ipolit Strâmbu, îl inițiază în procedeul gravurii în acvaforte și își încheie practica în 1932. Primele sale încercări sunt portretele. Biblioteca Academiei deține 26 de plăci de gravură din cele circa 60 cunoscute. Plăcile sunt de zinc și sunt incizate cu o tăietură puternică și aspră, expresia liniștii și echilibrului la care ajunsese artistul, mai ales în perioada 1928-1932. Practica gravurii influențează tehnica pe care o dezvoltă Petrașcu și în desen. Plăcile pe care le posedăm ilustrează majoritatea preocupărilor artistului în diferitele tematici pe care le-a abordat. Ele sunt plăci de zinc, ceea ce presupune o incizie și o atacare puternică și clară. La început se orientează asupra subiectelor având în centru familia, copiii și soția. Este transpunerea pe placă unor desene executate în 1918 cu o linie suplă, având caracterul unor schițe. În urma călătoriei în Spania, interpretează în grabură pictura Poarta Soarelui din Toledo și Puntea Alcantara Toledo, picturi din 1929.
La biblioteca Academiei se află o placă de zinc incizată pe ambele fețe. Pe una se află varianta a 2, aceasta pe care o vedeți, iar pe verso este varianta 3 a porții soarelui. Gravura este interpretată și în desen și pictură, ceea ce îi sporește atributul de picturalitate specific artei lui Petrașcu. Simeon Nuiuca trage câteva exemplare frumoase după această placă, exemplare pe care artistul le semnează și le numerotează. Anul 1931 este de altfel cel mai fecund pentru artist, care expune la Salonul de Toamnă 18 acvaforte, reprezentând peisaje din țară și străinătate, autoportrete, tipuri și fizionomii, scene de interior. Posedăm placa de zinc pentru lucrarea Tăbăcării la Mare, la Balcic de fapt, gravată în 1931, incizată cu hașurări nervoase în acvaforte și poanseș, peste care artistul a pus tușe de culoare. Și această lucrare are două variante, le-am putea defini chiar stadii, sunt după pictura aflată în colecția Bușulenga, inițial Bușulenga, acum în alte colecții. Un alt peisaj din țară, Șcheii Brașovului, este intitulat și Amurg, datorită efectelor obținute cu acvatinta în tonuri de albastru. Din Franța, unde Petrașcu este fascinat de localitățile din Bretania, de la Vitrée, avem placa gravată în varianta 2 și intitulată Case în Franța, gravată de asemenea în acvaforte, acvatinta și monotip în culori. Artistul folosește aceeași variante pe care le lucrează succesiv în acvaforte și acvatinta și procedeul aplicării culorilor pe placă. Și aceste variante pot fi considerate stadii, dat fiindcă Petrașcu incizează mai întâi în acvaforte, apoi în alte exemplare folosește celelalte procedee. Pictorul are sufletul deschis pentru pitorescul ulițelor din peisajul românesc, cu înșghevări de abia săltate de la linia solului, sau pentru cele de la Vitrée, Senlis, din Bretania, case cu culmi gotice sau cu masivitatea arhitectonică a catedralei de la Senlis. Tot Vianu remarca că, citesc, Petrașcu se observă pe sine pentru a se simți trăind. Nu modeleul personalității, ci viața, devenirea ei, îl interesează, curiozitatea de a fixa feluritele momente ale fizionomiei sale. La Petrașcu observăm interesul pentru om și natură. În portret sau autoportret, descifrăm urmele patetice ale timpului devastator, ori glorificarea anilor de înflorire a vitalității. Anumite portrete din 1931 sunt cele reprezentând-o pe soția sa în diferite ipostaze. Așa cum s-a spus, Petrașcu observa oamenii apropiați și nota imagini cunoscute. Artistul este extrem de lucid în fața motivului, el nu individualizează fizionomiile, ci creionează mai mult expresia. După 1932, Petrașcu nu mai are interes pentru gravură. În 1937, plăcile vor fi imprimate de Petrașcu cu profesorul Iuca, ele fiind semnate și numerotate de artist. S-ar părea că, din punct de vedere tehnic, sunt cele mai bune. Cele câteva plăci pe care le deținem sunt încă o expresie a solidarității și severității artei lui Petrașcu. Gheorghe Petrașcu s-a impus încă de timpuriu printre personalitățile artistice proeminente ale artei românești din primele decenii ale secolului 20. Contemporan cu mari artiști ca Ștefan Lucian, Teodor Paladi, Ștefan Popescu, Nicolae Dărăscu și Camil Resu, Petrașcu și-a construit ca și aceștia propria identitate stilistică într-o epocă de tranziție spre certitudinele artei interbelice, încă dominată în ansamblul ei de prestigiul operei grigorescene. Petrașcu a fost un creator deosebit de sârguincios și de prolific, lăsând în urma celor 5 decenii de activitate neîntreruptă o operă vastă în care fiecare pictură, acuarelă, desen sau gravură se înfățișează ca un soliloquiu, după expresia lui Lionello Venturi, caracteristică ce lasă deschis, până în actualitate, procesul inventarierii lucrărilor și al interpretării bogatelor semnificații ale operei. Puternic atașat de real,
Petrașcu a dorit să-l redea cu fidelitate față de materialitatea vie sau anorganică percepută intens în subiecte simple aflate în imediata apropiere, case, portrete, încăperi, obiecte sau flori, motive pe care le observă mereu în alte momente sau contexte, ducând seta de concret până la ultima consecință a temperamentului său pasional. Peisajul a fost o temă care i-a consacrat o mare parte din creația sa. Fără îndoială, ceea ce îl îndreptase către explorarea ei fusese opera lui Nicolae Grigorescu, maestrul fără elevi pe care Petrașcu îl cunoscuse personal în 1895, reperul absolut pentru generațiile de artiști care se formează în jurul lui 1900. Grigorescu clădise cu armele sale artistice încrederea tinerilor în faptul că subiectul nu condiționa calitatea artistică și că artistul avea capacitatea de a crea lucruri remarcabile în afara rigidei ierarhii academiste. Această reașezare nu era doar în acord cu regisul barbizonist căruia Grigorescu îi datora atât de mult, ci și intim legată de datele culturii române. Pentru Gheorghe Petrașcu, lecția lui Grigorescu reverberează și dincolo de sfera tematicii, în modul de înțelegere a luminii și a rolului ei în compoziția imaginii, influență prin care descoperea până la urmă valorile picturii în sine. Nicolae Petrașcu, diplomat și literat, critic de artă respectat al momentului, fratele mai mare al artistului, spune. Gheorghe Petrașcu, talent spontaneu și poetic, trăind în lumea caselor și ruinelor medievale, cercetător de valori, peisagist cu efecte de toamnă, plină de poezie și de căldură, cu efecte de seară, blânde și liniștite, în game surde, oscilând de la Rembrandt și la Claude Monet, maestrii săi favoriți. Devine conștient de independența artistului modern și de necesitatea dobândirii unei experiențe vizuale extinse într-o lume artistică dominată deja de febra noului și a originalității. Tocmai această calitate a talentului său robust este remarcată de comentatorii din epocă fără rezerve. Chiar și în cronicile cele mai ezitante, noutatea viziunii lui este întâmpinată cu entuziasm. Cu ocazia celei de-a doua expoziții personale deschise la Ateneu în 1903, scriitorul Nicolae Cocea observă progresul artistului față de realizările anterioare. Meritul domnului Petrașcu e și acesta că a îndrăznit să vină în țara noastră, să expună în numele nici unei școli, a nici unei îndrumări artistice cunoscute, fără nicio concesie gustului public, ci numai în numele și în sinceritatea talentului domniei sale personale. Referitor la aceeași expoziție, artistul și criticul de artă Abcar Baltazar îl caracterizează pe Petrașcu ca pe cel mai înverșunat executant în pastă, văzând premonitoriu în el un revoluționar în artă menit să marcheze o epocă în istoria picturii românești. Poetul Ion Minulescu, care pe la 1900 frecventa cafenelele literare de la Paris, unde s-a împrietenit cu Petrașcu și cu alți artiști români aflați la studii, descria în 1909 paleta sa tenebroasă, vorbind despre o viziune dantescă. Sesiza totodată aspectul fluid, metamorfotic al formelor, direcționând spre o lectură în cheie simbolistă. În peisagiile domnului Petrașcu domnește liniștea maiestoasă și misterul acelor anume clipe în care arborii bunăoară împrumută chipul oamenilor, iar oamenii pe cel al nălucilor. Tudor Arghezi, în stilul său special, provocator, sublinia caracterul nocturn dominant în lucrările de început ale lui Petrașcu. Ca să privească în lume, domnul Petrașcu își trage pălăria pe sprâncene sau așteaptă să se facă noapte. Din negru purced culorile sale toate. Poate că această culoare, cenușie și aspră, iese dintr-o concepție, nu numai din tuburile de vopsele. Nu importă. Viziunea picturii sale este și rămâne vânătă. Efectele acestei perioade de desăvârșire a gustului și a meșteșugului se reflectă în expozițiile personale din 1915, 1921 și 1923,
când succesele repurtate îi vor aduce faima și recunoașterea oficială a valorii. Beneficiind o dublă formație de pictor și teoretician, ridică discursul despre arta lui Petrașcu în miezul dezbaterilor despre pura vizualitate, despre raportul artei cu natura, a spiritului cu forma sau materia. În articolul său din 1923, intitulat Cultul formei, Shirato analizează cu pătrundere aspecte esențiale ale picturii lui Petrașcu, oferind o interpretare ce pune în perspectivă și problematica paletei întunecate. Lumina și umbra nu se aștept ca să izoleze, ci să învăluie ființele sau lucrurile, accentuând existența lor. De aici și efectul fantastic și de multe ori tragic al aspectului naturii din tablourile sale. Plecând de la aspectul naturii, viziunea sa pătrunde adânc prin concentrarea elementului celui mai senzorial găsit în natură. Străbătând concretul înfățișărilor, Petrașcu realizează abstractul, indefinitul emoțiunii artistice într-o armonie sumbră, unificând spiritul și materia într-o contopire subtilă. Comparația cu Chardin și Monticelli este preluată de la George Oprescu de Lionel Venturi, în prezentarea scrisă în contextul expoziției internaționale de la Paris din 1937, când Petrașcu primește Marele Premiu. Toate trebuie să fi constituit pentru Petrașcu revelația unei lumi picturale fantastice pe care o aștepta ca pe o confirmare a virtualităților propriei imaginații. Petrașcu rămâne un artist profund original, dificil de definit, care a creat o operă singulară, telurică și febrilă, mustind de oglindiri, impregnată de acel entuziasm veșnic tânăr în fața naturii despre care vorbea George Oprescu. Pentru că, într-adevăr, Petrașcu, acest senior al picturii românești, maestru între maestrii, de aceea și exista pe lume. Ca să ne arate cum stătea scris undeva culorile ascunse în noi, pe care ochiul nostru, prea legat de sine însuși, nu le vedea. Petrașcu e un descoperitor. El ne-a făcut cunoscută într-o dimensiune sufletească surprinzătoare. Abisul culorilor.